Da, bună ziua. Mă chinui cu camera asta aici, cu telefoanele, cu toată tehnologia asta, că mă interesează și pe mine uneori toate lucrurile astea, că nu le dau de capăt, așa că... Erau niște setări pe care nu le înțelegeam. Bun, ce avem noi aici? Avem o lucrare mai veche. Cred că ați văzut când am început-o atunci. Hai să mai continuăm puțin, să mai lucrăm la ea. Da? Și... o să luăm o peliculă de ulei cu puțină culoare, ocru. Așa, o să punem puțin ocru. Eu am ulei am un ulei gras de la Mustaș, ăsta-l folosesc, e un ulei cu strălucire și grăbește uscarea, ăsta. Și mai am încă unul, ăsta este uleiul gras pe care îl folosesc aici acum, da? Cu viscozitate înaltă. Bun, și am spus că o să dăm așa, da? O să dăm o peliculă. Așa. Luăm cârpa după aceea, o să dau și pe barbă cu puțin ocru. Mai pun puțin ocru deschis pe barbă, să nu fie albă, să facem o cuptură clasică, da? Așa. Nu contează dacă dăm și pe margine, putem da și pe margine, puțin nu are nicio importanță, da? Putem da și pe margine, da? Luăm două degețele, punem cărbulița, uite așa, și plecăm. Bun, și acum am ținut un strat, o peliculă subțire, pe care voi putea să prelucrezi tabloul. Așa, ia să ne punem noi acum niște culoare pe aici. O să punem puțin alb, ia să vedem, l-am adus pe alb. L-am adus, este aici. Voi pune puțin alb de titan, puțin ocru, o să încerc să le amestec pe astea două, să vedem ce o să iasă. Da, merge. Era o setare din calculatorul de acasă, făcută de mine. Ah, ok. Că asta e pestră de-a dumneavoastră, cu pestră asta. Nu știu. Mi-am spărat pe plată. Nu, nu contează, lăsați. Da, nu, acum merge, da. Bun, și continuăm să verificăm pe unde vine lumina. Lumina ar veni undeva de pe aici mai multă, dar cade undeva și pe unghiul ăsta de aici. Să bună. Domnul... Ce s-a întâmplat, domnul Moise? Aveați nevoie de mine, spune, nu? Toată lumea are nevoie de mine. Păi merge acum, nu? Bun, și continuăm să punem culoare deschisă. Așa. Ce vă trebuie, domnul Dan? Ce fericit sunteți astăzi la aparate, nu? V-ați tras un... Deci te lecuiești? Da. Maestre, da. Ceacrele știi să le pictați? Că da. Tocmai mi-am activat... Nu mai ți le văd acum, știi? De când ai venit de la doctor. Bun, hai să punem puțină culoare, mai multă, ca să putem și avem și ce suport de lucru să avem. Da. Și treptat o să încercăm cumva să punem din ce în ce mai multă culoare. De la o peliculă subțire pe care am pus-o asupra, am împrăștiat-o până și cu cârpa, o să încercăm puțin câte puțin să punem culoare din ce în ce mai mult, straturi peste straturi, da? Dar în același timp le folosim și ca suport de lucru pe aceste straturi peste straturi, pentru că vom face amestecul pe ele, da?
puțin aici. Aici o să vină puțin mai închis zona asta, pentru că e sprinceana, da? Lumina aici nu vine. Ochii la fel sunt cumva într-un cont de umbră, pentru că sunt adânciți înăuntru, lumina vine așa, de undeva de sus, da? Aici dezvoltăm cumva partea de jos a ochiului, cum ar veni cearcăne, da? Bine, în cazul unui om bătrân sunt adunate ridurile aici, se adună riduri. Să mai iau ăsta ce e negru, da, să încerc să pun puțin negru acolo la ochi, la pupilă. Mai pun puțină umbră arsă, să nu fie chiar numai negru-negru. Și o să mă duc puțin pe aici, pentru că nu se vede albul ochiului, o să fac mai mult umbră. Așa, o să mai închid puțin aici, unde se cutează pleapa superioară, pleapa inferioară la fel. Mai accentuăm puțin cu culoarea închisă, să determinăm cumva volumul acum. Aici la fel voi aduce puțin culoare mai închisă să determin cuta asta de expresie de la nas. Aici este nara. Bun, la nara am ajuns și la nara puțin. O să încercăm puțin să dăm volum la nara. Asta înseamnă că o să dăm puțină culoare închisă zona asta de aici să se formeze volumul la nara. Așa. O să accentuăm puțin aici. Ei, acum suntem la partea de nara. Aici vom închide puțin mai mult. O să aduc puțin negru chiar. Perfect. Foarte frumos. Acum la fel o să vin cu negru pe ochiul ăsta alt. Ia să punem puțin negru, că am pus umbra aia arsă pe aici. Așa. Bun. Așa, ia să facem umbra din spatele nasului de aici. Acum culoarea se duce foarte frumos pentru că am pus culoarea de suport. Deci am pe ce să modelez culoarea. Așa. Vom mai continua puțin aici la pleoapa inferioară. Aici vom aduce puțin o cută mai dezvoltată aici. Să trebuiască puțin insistat pe zonele astea de aici. Mai este că am terminat tabloul, la adaug la colecție. La daugi? Da. S-a uscat? S-a uscat, hai să vadă și la noi. Așa, în premieră. Este cu cat. Autor, autor. Nu, e. Adică tu te lauzi cu rama vopsită. Păi dumneavoastră mi-a dat rama. Restul? Restul da. E de la pachet. Îl pun pentru expoziția noastră viitoare, da? Da. A avut o lucrare excepționată făcută de domnul Daniel Giu. Da, o să pregătim, Dani, și eu. Unde ești? Ai plecat? Săguna doamna doctor, dar ce a făcut acolo? A zis că e lucrarea. M-am speriat. Ia cum să faci? Vrei să faceți și fresca? Păi nu, dar n-am ce să mă învăț acolo. Acolo trebuie doar să creați o iluzie de frescă. Nu trebuie să faceți propriu-zis fresca.
dacă vineați cu 5 minute mai înainte, nu mai intram în direct, să știți. Păi n-am știut și de-aia am intrat în direct, mă, să mă plictisesc. De-abia mai e lumea și ceana. Da. Iar plouă, ninge, Doamne. Da, ce ninge dimineața. Da, nu, da, e bine, e bine. Dimineața la 6:30. Adică la 6:30. Vă, dar nu dormeați? Nu, eram pe drum spre Otope. Oh. Taman la programul noastră. Nu prea ca de bine drumurile la ora aia, că vă bucați târziu. 3:15. 3:15, ați venit 3 ore. Da, 3:30. 3:30, deja... Deja risipă. Deja risipă, peste program. Da, nu știu, și eu dorm foarte agitat la un timp, nu știu. Și de la vremea asta. Da, cred că și de la faptul că stăm într-un fel în care nu erau obișnuiți. Pentru că nu avem activitate fizică. Fizică, da. Ne lipsește partea asta de... Dacă ne mai bagă și în carantină. Da, păi cine mai știe? Ei. Poate dintre ei. Azi în dimineață se vadă la pomiță și ploaie. Când? Azi în București. A fost? Da, deci a Nu, soare a fost la poveți și acum la poveți. Adică avem tot, dacă nu, dar a fost și puțin soare. Astăzi n-a fost deloc? Nu, aici, la, pe, pe spătarului, dar la mine acolo a fost așa, cum? Cel puțin 2 minute când am mișcat afară. Cum? Ah, unde? Uite ce frumos, ia uitați ce frumos merge. Câte străcături aduc eu aici. Ia uitați. A? Extraordinar de frumos. Pe cum îmi place? Este că culorile astea sunt super. Da. Asta e la mustașă, nu? Spuneți. E lucrarea cuiva și zice că nu e lucrarea, zice, ați schimbat-o, domnul maestru, zice, nu e aia, i-ați schimbat lucrarea, zic, doamnă, cum i-a să o schimb? Păi aia avea ochii, nu știu cum, asta nu mai... I-a făcut o poză într-o poziție în care chiar nu se vedea, nu era destul de lumină și nu înțelegea de ce nu e tot lucrarea. Deci nu mai aveți musafir. A, dorm, musafiri. Nu, să nu fie de bine atunci. Da, ei la 9:30 se urcă. A, da. După amiază dormi, iarăși? Da. Și spune, mai n-am dormit toată noaptea. Păi cum era să mai dorm dacă ai dormit atâta ziua? Și eu zic, păi, la 9:30 când m-am dus să mă culc, s-auzeau sfărăieri. Eu zic că v-ați obișnuit cu musafirii ăștia când o să plece, o să le simți lipsa după aceea.
Să chemați din nou. Să spuneți că e casa goală. Oricum, am venit tot la două săptămâni, din 6 în 6 luni. Șase luni, din nou două săptămâni. Nu o să vă plictisiți. Nu. Ce? Am zis, nu, de niciun fel nu mai așa. Ce, s-a apucat Dan de nuduri, eu? Ce, că s-a apucat de nuduri, Dan? Zice... Dane! Să nu cred dacă ai și model. Măi, Dane! Da? Ai model? Ai model de nud? Dumneavoastră! Dați-vă jos, vă rog frumos, halatul. Halatul, sunt. Dar am nevoie pentru că deschid o sesiune de nuduri. Și uite, poate chiar așa, poate faci un anunț. Maestre. Ca să vină ce? Maestre, de ce pictați oamenii în vârstă, maestre, când avem nevoie de tinerețe, de culoare, de... Dar nu, că pentru oameni din vârstă tablourile astea. Păi oamenii în vârstă, să știți că apreciază și figuri tinere. Adică eu zic să diversificați un pic. Eu știu că a fi în vârstă este sinonim cu a fi înțelept. Senectutea nu se obține la 20 de ani, maestre. Dar un pic de tinerețe. Uite, m-am gândit să deschid o secțiune în cadrul atelierului nostru. În secțiunea asta să ne ocupăm de nuduri. Să-mi așa spuneți dacă vreți să dezvoltăm ideea, da? E, da, o facem. Ce să întrebați și publicul? Da. Păi ce să mai întreb eu acum, publicul, dacă... Câte ceasul tău am adunat? 16.04. Mai am. Mă, dar eu pictez pe zonă unde nici nu se vede, de fapt. Bun. Hai să facem partea asta de aici, nu? Că după aia ne mai întoarcem înapoi pe suportul. Ați pictat vreodată dintre ăștia, așa? Eu nu. Păi și de ce eu? Dar normal că vrea asta. Păi și nu vreți? Acum, cum l-ați văzut, îl luați sus? Cum faceți de obicei? Am adus exact culorile alea de... Ce nu trebuiau pe aici? Alea de biserică, de icoane, de iconografie, astea sunt. Dar poate să-mi vrea că vii puse acolo pentru atelier. Așa. Deci folosim culori de la mustaș. Astea sunt niște culori foarte bune. Mustaș.ro, magazin online. Să mă eliberez de griul ăsta de aici.
Elevul Dan e cam gălăgios. V-a spus că el mi-a spus? Da. Mai bun. Eu și uleiul ăsta de cânepă să-mi pun în păcărel. E de cânepă, nu? Da. Stai, mă, Caghi. A, ăla, da, ăla, da. Ăla este. Așa, ați vorbit cu Costi și ce v-a zis? Pentru program. Care? A, păi l-a făcut. Păi a fost, l-a făcut. A fost? A fost în seară, da. Ați fost aici aseară? Păi nu, a venit el la mine acasă. Acasă. Dar nu știți, nu? Păi eu o să știu. Păi mă gândeam că poate să fie vorbi cu el în vizionare. Așa. Va distrăni. Secretele noastre. Nu, a fost omul la mine. E remontare la locul, să știți. Da. Dar profesionist e super. Păi l-a făcut, deci mi-a spus că a întâmpinat ceva probleme acolo, dar după aia... Nu, e, într-adevăr, domnule, ce să mai... Care se... Cine și cum se pricep la lucruri de genul ăsta, nu e. E, mă pricepeam și eu înainte, când era mai așa, mai făceam și eu un Windows, când era odată, Windows 98, Windows 2000, bine, vorbim de... Windows 98 și Windows 2000, vă dați seama, e, băgai un CD-ul acolo, îi dădeai, intrai în BIOS. Acum, treaba e complicată, nu mai e ce era odată. Am evoluat. Am evoluat. Eu am evoluat, noi am evoluat. Ăștia care nu mai facem lucruri de genul ăsta. Vedeți că îmi pun treptat pun culoarea, nu o pun dintr-o dată închisă. Hai, întrebați privitorii și auditorii dacă nu doresc portrete de femei frumoase. Și cine le execută? Păi noastră. Păi unde sunt? Eu ce? Cum? Nu fac. Singurul portret de femeie frumoasă care le execută e nevoastră. Trebuie să zic care o execută. Ieșim din zona de griuri, vedeți? Dar pubea, le pun așa. Le ies din griurile alea. Da, îmi doresc să nu fie pe griul ăsta, că nu e... Ei, după aia mai intrăm în detalii aici, facem mai multe riduri. Aici voi intra cu pensula de tampaj, frumos, fac, fac, fac. Nu avea fost la stomatolog, am mai făcut o durare de canale, de alea. Una alta. Una alta, dar eu mi-era teamă și mi-e teamă să nu se închidă în București și să nu mai pot merge la stomatolog. Păi, nu e în București. Ba da, dar de acasă până la stomatologie nu fac decât 5 minute, 10 minute maxim. Da, dar nu se închidă niște vască. Nu, a? Păi, da, așa spune și mie de acolo asistentele, zice, dar nu vă tănesc că zici, eu vin din Colentina, vin din nou. Nu ne mai tem, și vă lasă de aici, lângă casă. Thank you.
Știți cât e de important fundalul ăsta? Vedeți cât de mult îl... La oricare tablou. La oricare tablou, da. Nu e doar că acum la ăsta, nu, dar în general. Și la flori, la banalele flori. Sau vrei să faci o natură statică, vedeți? Și la alea și la orice schimbă, reconfigurează lucrarea. La alea care am făcut cu cer, nevoie de... Care alea cu cer? Ce tablouri am făcut eu și a fost... A fost cer în spate. Așa. Am pierdut mai mult timp făcând cerul decât tablou. În sine. Da. Și aici, știți unde e toată problema? E la un conul de umbră de aici. Asta e cel mai complex de realizat. Nu ăsta, ăsta e cel mai ușor. Da. Partea asta de aici, aici e cel mai greu. Să-i faci părul, să se pierde în... În negulativ. Da, în toate alea. Deci acolo e complexitatea. Dacă oamenii nu văd toate lucrurile, văd numai un ansamblu din ele. Ați văzut mai pictat la... la ăla cu mănăstirea? Da. Da, domnul, da. Mm-hmm. Ah. Ești genial. Vezi, nu geamă-i cap moară. Știi că-i fără. Dar nu s-a zis. Nu m-am văzut. Aveți fost în așa. Snicele? Da, aveți bine pe sub chem. Bă, dar ce de aia, înțeleg că ea. Uite, 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 mă costă mai așa. Da, bine. De-aia v-a arătat, nu? Da. Nu, dar e genială ideea. Măcar că așa știți la detaliile astea, știi? Când exact. E la exact. Alea, e bine să ai... Da, de tot să-mi văd tot pe aici. Dar nu, 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 există un suport cu o săbliță, pac și le pun și pac. Să vezi cum... A, da, gata, fac și eu. Nu-i spune. Nu-i spune că fac în sine. Când e vreo meseria. Eu pun la viu ăsta, că e tot un la viu, e o peliculă, nu e chiar la viu, dar după aia peste ăsta mai trebuie pus o dată culoare. Nu poate rămâne doar atât. Trebuie pastă groasă, doamnă, după. Nu că pune mai multă pastă groasă, oftați. Când auzi zici de pasta aia groasă, poate zici că... Dacă se usucă mai greu. Nu e adevărat, că printre care, cu printre care asta așa, cu uleiul se usucă mai repede, sigur că da. Se produce un efect chimic și ajută la uscare mai rapidă, știți? Un vechi, dar duceți-mi și mie, vă rog, un vechi de închis. Sau cel puțin ulei, da? Două feluri, da. E ulei, sunt la ulei. Dar domnul Moise ce face? A părăsit... Cum e domnul Moise? Da. Ce face? Îi ține de urlul, da. E asistentul lui acum. Auziți, domnul Moise? V-ați cazumat din asistentul lui, da? Da, mă, că pe noi nu ne duce capul. Pot să mă duc să aduc Liliacul de sus? Liliacul? De ce ați făcut și Liliacul? Ah, da, l-ați făcut, da. Să-mi spuneți ce mi era bine. Păi, culorile v-am zis că sunt prea închise, nu? N-am spus? Nu sunt închise. Nu? Pe telefon. Păi, aduceți-mi să vedem în natură. N-are vernis pe aia, ceva altfel de aia. Păi, ce cum să-i dați cu vernis acum? A, acrilic, da, păi.
Puneți-i puțină culoare. Că el consumă dacă îi dați multă. E consumator. Corect? Facem plata din două. Care dă mai mult, Dani? V-ați făcut ucenicul lui Dan? Deci tu stați acolo. M-a rugat să-l ajut să prindă camera pe el și să-l desfac. Nu spuneți că a fost și în direct. Da? A fost? Da, nu știu, vă întreb. Ai, nu, a făcut o probă. Una probă? Da, a făcut o probă. Să l-a recut să... Mare filosofie, nu? E tare de tot haina aia, așa veche. E mă mutase. Nu? Nu. Mutase. Cânepă. Cum a zis Dan, dă-mi de cânepă. Dă-mi de cânepă? Da, așa zis, dă-mi de cânepă. Vreau ulei de cânepă. Da, care e diferența? Ulei de cânepă. Păi ăla e celălalt de cânepă, nu? Care e diferența? Ulei de cânepă. Mi-a dus și mie rama aia frumoasă care e pe masă, aia mai groasă. Mai o să vadă, te aș zic pe rama lui ăsta. Știți care e treaba? Lucrați în ulei, în acrilic, mult timp și după aia când veți transforma lucrul din acrilic în ulei, veți înțelege pasta acrilică, o să puteți pune în pastă de ulei. Adică îndemânarea de la pasta de acrilic, cantitatea de culoare pe care o folosiți la acrilic, o să vreți să vă determine să folosiți și ulei tot în cantitate mare. Da, și merge la ăsta? Nu, dar care e? Nu, e pe masă în dreapta, așa. Haideți că vine-o dacă... Hai, dar cât e de mare. Aia, da. O punem puțin așa. V-ați pregătit materialele? Nu, dar am terminat, le-am pus la uscat. A, dar le-ați dat, păi da. Păi facem, da, facem și ele. Da. Transpunerea. Da, transpunerea. Transpunerea. Asta era pentru băieții. Păi este, este. Este, da. Nu e pentru ăsta. Dar îl așa numai la mișto, să vedem cum se vede. Da. Aici se discutine cu părul, mai pui voi, îl facem, știți? Da, da, la ceapă. Da, îl ridicăm da, pe aici, așa, în sus. Ca și cum s-ar, cum? S-ar fi. Mai la Dan. Mai la Dan, da, da. Ca și cum s-ar fi deșteptat din somn. Da, până acum a dormit. Da, și are părul fixat, așa. Ia să vedeți ce și fac eu cu ceata asta. Ia să vedeți ce fac. Păi, nicio. Băi, șoară! Da, mă, 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 pare că nu mai e coafat. Acum, da. Pe timp de criză mai mergi la coafor? Da. Te tai acasă cu ce poți, cu lama, cu cuțit, ți-l tai acolo. Acum stați cu rama aia în mână până vă cer eu? Am și la tehnica de păr. E, tehnica de păr. De frizer. Nu mai, nu, da, nu-i mare filozofie. Da. E, nu mi-i tu vedeți, uitați și cât e de simplu. Da. Nu aș putea să mă accesă. Da, bravo, înțeleg, da. Doamna doctor, am înțeles. Nu sunt tensul ăla să meargă, ea merge singură. E bine să și vezi tot. E când vezi altfel, da, e normal când vezi, se deschid altfel. Alt orizont. Orizontul, normal. E. Intrebat din hard. Nu-i prea maritor?
Aia, la capul ăsta cât e de mare și la barbă. E ok. Poate din peisaj. Ia, poate ce? Stai așa, cu domnul Moise vrea să spun ceva. La... aici, între... aici. Nu, mai jos, la bar, între... la umăr. Aia, lasă-ți așa atunci. Aici? Mai sus, acolo, da, acolo. Dar el e părus deja... în exces. Exces, cred. E... să fie mă pe Dan să ne spună. Contele de Monte Cristo. Nu vreau să spun ceva, dar... e super. Ei, stai, dacă nu-i super. Lumina aia, nu cu lumina asta, bă. Aici facem cu... o să facem cu... cu o pensulă mai subțire, dacă... dacă mi se permite. Da, nu mai are... mai are lumea zburită așa. Păi așa. Ia dat cu țiera mai, să trebuie să vedem cura. Da, te mai. Ca și un costum nou. Dar el e prea zgribulit aici, mă gândesc. I-a scos, i-a scos suportul și am uitat că i-a scos, da. A, de-aia ce stătea aici? Stătea mai așa. Dar nu stătea cum a pânzat. Ba da, nu a stătea pânzat. Trebuie să-mi dați câteva mea. Dar știți că sunt în direct, nu? Nu știu. Cum? Sunt în direct. Sunt în direct. Vezi că s-a terminat. Nu, s-a terminat. Ai face și în partea alta. E... care parte, domnule? Care parte? Asta de aici? E Einstein. Cum Einstein? Acum, bă. Udați-mi. Da, da. Lasă cu afiura. O dați în fizic, cu antică. O fi la Einstein de frumoasă, chiar. Unii n-aveți spori, de-aia mă doriți. Așa este, da. Eu n-am înțeles cum vreau. Dar da, și ce se spune? Era cei care n-au păr, au danturi. Nu e adevărat. Nu e adevărat, dumneavoastră. Nu se leagă. Nu se leagă asta, nu? Nu se leagă, nu. Au rezistat pe atâția. Să duce unul la... frizea să-l pun, dar în 3 file de păr. Da. Și întreabă și cum vă tot. Cu trare pe mijloc, da. Nu, unul într-o parte, unul într-o parte, ce și al treilea, păi lăsați-l în voi. Vă-n voi. Da, 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 voi. Pe la treilea lăsați-l în voi. Vă-n voi. Prima dată l-a întrebat, vreți cu cărare pe mijloc? Când erau două. Când erau două? Ah, da, vezi în toate, da. Vreți cu cărare. Și că unul mă face, unul mă face cu abilea ce face, că lăsați-o în urmă. Da, da. Nu corofelează vântul. Da, la vântul, dar interacționați cu noi, eu. Eu? Da. Abilea, lăsați-o în urmă. Domnul Moise, mi-ați făcut ceai? Uai, ce-a să-l cald, s-aș uita de să-l cald. Cred că e scos din frigiderea acum. S-a răcit? E... dar nici doamna doctorul spune, beți ceaiul, hidratați-vă. Am băut 3 cent și o carne de... Băi nu, dar e vorba de mine să-mi spuneți că l-ați văzut aici. Ce concentrat e, maestru celălalt. Ah, da. Ah, maestru celălalt. Deci, maestre Dan! Concept? Pac, am fi cu fii japonez! Nu mai maestri ne spați pe da, maestri Popa! Parcă am venit un film japonez, nu mai ești ne spați! Hai, da, a zis cu doamna toată ți-a zumbat, te zici că zici unul la frizec și zici aveam numai 3 fire de păr, știi? Nu. Și că cu astea 3 ce să faci, că unul strângea, unul gata. Și ăla zi, mie joci, că vă-l voi! Da.
Maestru, sunt prieten cu un doctor foarte bun care face implanturi de păr, Felix Popescu îl cheamă, și putem să-l facem aici, dacă ei, e să facem un implant și așa, în direct. A mai venit domnul Moise cu idee, eu zic să facem pe aici, și a zis că o dragă, s-a dus, s-a dus imaginea? Păi dacă nu trebuie cum a lăudit, cât e de voinic. Ac 2 metri nu-l țin minte. Dacă? Ai atât, ai un 99. Nu mai zbugli și acolo. Nu e mai zbugli, nu mai asta zbugli. Aici trebuie să vadă puțină lumină. De la... Să alunești un pic pe umăr. Așa, lumina alunecă puțin pe umă și se confundă aici și amestecă în fundal, se pierde, știți? Da. E umbra asta de aici. Aici mai trebuie puțin amplificată lumina din partea asta. Dacă aș vrea totuși, aș putea. Dar tot cu o culoare complementară, dar nici facă pe el. Ia să vedem. I-a spus aparatele pe Dan? M-ai avut șansă? Păi da, mai este super, că de acolo vine lumina pe eu. Păi da, dar trebuie continuată. Da, vine dintr-un tunel așa. Sau din perete de turbunare. Ce să mai dată. Lăsați-o moarte. Lăsați-o așa cum ați început. Ați încătă-o. Corect. Vă pregătesc de spălat pensule. Vedeți. Asta sunt ulei, nu sunt lacrimi. Nu mai avem din ăla. Nu mai avem din ăla? Abia nu vă mai ardeți mâinile. Deci ce făcea spălat cu triul? Domnul Moise, mâine. Da. Am dat foc un pic la pânză ca să creăm patenta. A, de acolo vine miros. Să nu vă spăreați că miroase ars. Păi miroase, dar mi-a ars în creier miroase. Am ars un pic pânza, domnul Moise, ca să-i dau luciul ăla lui. Adică să-i dăm o patină. O patină. Da, să-i dăm un patent sau să-i dăm... O patină. O patină pe care? Piciorul drept sau stâng? Nu, de clește. De clește. Deci să nu vă speriați dacă are de ceva dincolo, da? Nu, dar noi nu ne mai speriem de mult de când ești la telie. Ne așteptăm la orice.
Mai dar ce-i cu linișea asta aici? Ați plecat? Unde sunteți? Ați plecat? Gata, nu e gata, acum e. Nu, să punem pe videoproiector. A, vreți el? A, păi stați atunci când închidem. Nu mai zic, până mai facem. Păi mai facem puțin, hai să mai facem puțin de live, să nu mai ai apucat de oameni, că trebuie să nu-i plăvem și îi dezarmăm așa, adică... Da, 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 sigur. Hai măcar puțin să mai pictăm la urmă. Nu mai ați pictat odată cu un bătrân din ăsta? Bătrân? Ah, nu. No. N-ați avut așa? Nu, da. Și nu vă tentează și să pictați? Ba da. De ce? Ba da, dar nu v-am văzut niciodată pictând din ăsta. Aici? Aici. Și unde ați postat? Nu. Nu am pictat cu bătrân, niciodată. Ia să încercați. Da. Bătrâneam ceva aparte. Foarte interesant aparte, da, are multă expresie aparte, da. Da, o, gata, ia cu ea. Da. Da. Domnul Moise în stânga, domnul Moise în dreapta. Caterul nou vezi că e înglotă. Nu mă duc după ăla. A, păi de acum e foarte și tare. Avem și pe ăla aici. Mai era unul, e la culori. Mai e unul la culori, da. Uite, luați de seară, doamna doctor, și uitați. Trebuie să-l fac pe nepotul meu. Mâine? Ei, am zis. Am altul de făcut. Altul? Da, am o prietenă la Iași care m-a rugat. E ziua. Din cum ești, din cum ești, doamna doctor, stați. Asta e a doua comandă. A doua? La viața, la viața mea. La funcica vârstă. Da, e... Păi da, la un an... Păi am vorbit cu cineva și mi-a zis că nu prea... Și acum, perioada asta e mai complicat cu comenzile, cu alea. La un an jumate de vârstă. Ia auzi. Doamna, duc și ce vreau să mai... Oh, my God, e aici. Niște roșu, da. Îi faceți buze? Cum se fac buze? Aici îi fac niște mungă. Nu, cu roșu. Nu. Nu, vreau aici să... Îi faceți ca pe Gorbaciov? E, dacă are fruntea mare... Hai deschide puțin pe aici să pun roșu ala Rembrandt. Ați văzut că are o venă? Care un? O venă. Un efect de venă. Unde? Unde? Ba, uite acolo. Păi eu acum fac. Da, acum întreb, ați putea picta după un alune cu color? Nu știu. Să vedem închipuiți color?
Eu nici nu-l văd acolo al negru, eu văd acolo. Atât timp cât nu, încă nu am dorința de a face portrete, vreau să fac ochi. Păi și, băi, mă, ochii nu sunt, dar ochii, știți, mai, am mai auzit, că știți ce o să învăț nasul, să învăț ochii. Dar mie îmi pare de componentul ochiul de la... Sunt și de mii de feluri de ochi. Dacă l-ai întors puțin pe ăsta, ia altul ochi. Dacă l-ai întors așa, ia altul ochi. Dacă l-ai întors așa, ia care ochi să-l faci? Un ochi. Păi e o formă dintr-un... Într-un tot. Da. Ce să învățăm? Ori învățăm portretistica toată, ori nu mai învățăm nimic. Zic și eu. Eu când m-am apucat de portretistică, mergeam prin tramvai sau pe stradă și îmi șablonam în cap chipurile și... Mă rog. Nu o să râdeți. Mi-am adus aminte și o să caut să văd dacă găsesc. Între 3 și 5, poate 6 ani, cine? Eu făceam portrete. Haideți, doamna, dar chiar vei să râd acum. Păi n-am stat cu puncte din ceva ce acum făceam cu cuvânt. Acum, deci zilele trecute mi-am adus aminte că făceam portrete. Portretele erau doamnele cu pălării. În special. În mod special, bunica păi mea... Păi știu, era moda pe atunci, probabil. Bunica mea purta pălărie, mama purta pălărie. De... Și eu făceam portrete. Dar nimeni n-a zis, măi... Ai talent. Hai să cultivăm talentul ăsta, da. Păi nici la mine, că dacă a fost să fie, dacă a fost să fie descoperit, am fost descoperit de profesorul ăsta, de română, care de fapt a spus că am talent pentru că nu aveam nimic altceva. Și a zis, omule, zice, fă-te pictor, zice că altceva, zice, nu ești, nu de nimic. Insist, zice, fă-te pictor. Da. Da. Și apoi când i-am zis, mai mea, mai zis, băi, du-te de aici, zice, că nu te-am văzut niciodată să pictezi, să desenezi, să mă zgârlești, ce? N-am eu acum să spun, facilea, facilea, gata. Băi, o să fac pe aici cu albastru, puțin, știți, nu? Albastru care dă spune verde, știți, nu? Da. Mie mi-a plăcut chimia foarte mult, foarte mult. Chimia? Și mie mi-a plăcut fizica. Notele de trecere le aveam la fizică. Rest, nu. Și știi de ce le aveam la fizică? Mă duceam, furam becuri de pescare. Să le dau la... Știți că se cere atunci pe timpul Ceaușescu, filamentul ăla. Cum se chema ăla? Wolfram, da. Chiar nu cred în lumea. S-a întâmplat și de gata, dar nici chiar așa. Vedeți? Aștept să guarde acolo? Da. Din unghiul care sunteți, că cei din cameră, din partea altă, din telefon, nu au cum să vadă toate lucrurile astea. Sunt nesesizabile acolo pe telefon. Ați văzut, nu? Deci pe telefon n-ai ce să vezi. Că n-ai cum. N-ai cum. Dacă nu e ecran... Ai, și dacă ecranul mare nu-ți dă toate nuanțele astea, nu le poți avea pe toate nuanțele astea, chiar și dacă ecranul mare. Ochiul e ochi. Discerne. Da, tata m-a învățat în clasa 1 cum să fac florile de păr cu umbre. Să fac hașurat și pe urmă cu degetul să... Să întindeți culoarea. Să întinde asta, da. Dar niciunul nu s-a gândit vreodată că, păi, există un sâmbure acolo. Și doream altceva. Păi nu am avut asupra mea nicio chestie. Da. Deci eu aveam 2 ani jumate când tăiam burta păpușilor că mă fac doctor. Păi, vedeți. Deci, nu și-a pus nimeni... întrebarea că poți să fac altceva. Și chiar dacă ar fi zis, eu asta am avut în cap. Mm-hmm.
Spune. Ia, mă, să fac medicină, nu? Nici măcar nu m-am dus la o școală de-asta de... De tură. Da. Ei, ați spus și alte vremuri de la doctor. Ați spus, noi, asta nu-i vremurile. Că nu prea se punea accent pe actă de atunci. Era, era industrializarea coloniei în perioada aia. Cultura era cum era. Nu prea. Dar nu, asta e adevărul. Nu? Da. Mai mult ce mi-o gândit. Păi... Da, măcar profesorul de desen care l-am avut. Da, pe mine profesorul de desen a avut și la mine ce credeți că a avut bun... Nici la mine nu are lucru de spus. Păi nu, că aveam numai 10. Era cel mai bun caiet. La mine știți la ce mă pricepeam? Când venea câte o inspecție din asta, la desenul tehnic spunea, hai popică că avem inspecție. Dă-i drumul, fac de acolo la desen tehnic. Mai salvezi și tu clasa, zice. Păi, la fac desen tehnic, eu nu știam nimic. Aici mai trebuie să continuăm. De fapt, se vinde, mă. Hai să scoate rama că domnul. Așa reflectă. Da unde e chestia? Mai numerim? Mai avem public sau un timp? Nu, no, bine, hai, lasă că mi-e încă. Că eu trebuie să intru și în partea aia la altă. Trebuie să-mi dozez energia. Am uitat că eu am live-ul și în partea aia la altă. Așa se Păi da, dar trebuie să-mi dozez energia pentru acolo.